În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Nu se cădea oare să fie dezlegată fiica aceasta a lui Avraam în zi de sabat? Iubiți credincioși, încet încet ne apropiem de marele praznic al nașterii Domnului. Și ca orice mare praznic, suportă un mare risc. Să fie furat, reinterpretat, remixat, rearanjat, reambalat, redatat și pus din operat. Tocmai, ca să nu se întâmple așa, să lămurim câteva lucruri. Și nu numai despre praznice, despre întreaga noastră viață. Dumnezeu are o logică după care a lăsat lucrurile să se întâmple în lume. Încă de la creație, lucrurile se atrag unele pe altele. Lumea curge, merge mai departe. Se spune că atunci când o frunză cade dintr-un copac, pentru că vine toamna, nu este o frunză învinsă sau un copac învingător, ci ea a căzut pentru că i-a venit vremea să cadă. Dacă în drum spre pământ începe să se tânguiască, de ce i s-a întâmplat ei tocmai atunci? Probabil că dacă ar avea un limbaj comun, copacul i-ar răspunde. În niciun caz din cauza mea. Prin tine m-am hrănit, prin tine seva mea a rămas vie. Datorită ție am fost admirat, pentru că prin tine și umbra pe care ai făcut-o, am adăpostit pe cei care aveau nevoie de umbră în timp de soare. Și atunci ne întrebăm de ce a căzut frunza aceea. A căzut pentru că i-a venit rândul. Dacă un adolescent este refuzat la prima lui dragoste, dacă înțelege că lucrurile merg mai departe, trebuie să gândească în felul următor. Dumnezeu mi-a rânduit ceva mai bun. Dumnezeu mi-a rânduit prin acest refuz o lecție și trebuie să o învăț. Dacă însă vrea să rămână un învins, nu-i rămâne altceva decât să-și plângă de milă. Și merge mai departe. Tot în pădure, vedem o gazelă care mănâncă iarbă. Este oare învingătoare în fața ierbii învinse? Nici de cum. Așa a lăsat Bunul Dumnezeu să se hrănească lumea animală din cea vegetală. Pentru că după un desiș o așteaptă lupul pe acea gazelă și se înfruptă cu ea. Există un lup învingător și o gazelă învinsă? Nici de cum. Așa este rânduiala în lumea animalelor. Mergând mai departe, trebuie să înțelegem și noi viața. Viața trebuie să fie lăsată să meargă mai departe. Să avem întotdeauna părerea foarte bine argumentată de Sfinții Părinți că tot ceea ce ni se întâmplă, se întâmplă pentru că trebuie să ni se întâmple. Asta dacă vrem să fim învingători. Dacă ne îmbolnăvim, vom constata că noi suntem învinși de boală sau vom constata că boala este învingătoare? Nici de cum. Ci trebuie să știm că omul este lăsat de Dumnezeu să fie sănătos. Înseamnă că boala a venit cu o lecție. Boala a venit în urma unor abuzuri, iar abuzurile nu trebuie să fie în preocuparea noastră decât în măsura în care trebuie să le rearanjăm. Dacă aș vorbi prea mult despre abuzuri, ați crede că fac o explicație pro domo și ascultați pe un om care a fost prin spitale vreo 2 luni și jumătate
Și n-ar fi frumos, dar trebuie să vă spun câte ceva. Întotdeauna, după o încercare, nu trebuie să căutăm vinovați, pentru că nu suntem niște învinși. Este învins numai cel care începe să se întrebe de ce, Doamne, mie și de ce acum și nu altă dată. Și de ce nu cu altcineva. Este însă învingător cel care știe să meargă mai departe, cel care începe să învețe niște lecții și eventual, dacă are posibilitatea, să-i învețe și pe alții. Spuneam despre abuzuri. Trăim într-o lume a părerilor, așa cum spuneam la început, și ni se pare nouă că abuz există numai în anumite condiții. Nu. Eu unul personal, deși știu că voi provoca pe foarte mulți care o să spună da, iar ai început să vorbești despre mata, dar îmi asum și am să spun următorul lucru. Când am fost la verificare pulmonară, mă așteptam ca tot omul care a făcut și el un lucru pe care consider că l-a făcut bine în viață, să răspund măcar la prima întrebare așa cu o smerită mândrie, cum zicea părintele Asenie, s-a smerit mândrulețul, așteptam să mă întrebe dacă fumez. Ei, vă imaginați! Îmi pregăteam un discurs că n-am fumat niciodată, dar mi-asum că stau într-un mediu cu cădelnița una alta, adică să dea bine. Și am fost întrebat dacă am diabet. Prima întrebare. A doua, de care diabet? A treia, câtă insulină fac? A patra, dacă mă odihnesc măcar 8 ore pe zi? Și de-abia a cincea întrebare, când nu mai avea niciun haz, dacă fumez sau am fumat vreodată. O să zic că astea sunt părerile noastre despre abuz. Atunci când vrem să tragem jar pe turta noastră, cu siguranță că ne gândim la ceea ce ne-a ferit Dumnezeu să facem ca abuz. Dar iată că nu este așa. Așa este și cu suicidul, tot așa, într-o parte foarte interesantă, în sensul că noi credem că suicidul se leagă numai de nec, de aruncarea în fața trenului, de vreun fir de ață și așa mai departe. Nu, nu. Suicid înseamnă orice moment al omului în care nu mai are grijă de el. Și să știți că am constatat că binele este dușmanul numărul unu și se ascunde în toate cotloanele. Cel puțin anul acesta cred că am avut 5 cuvântări despre împărțirea în 3 a celor 24 de ore și spuneam 8 ore pentru muncă, 8 ore pentru familie, 8 ore pentru trup. Eu o spuneam și dădea bine, dar credeam că nu e vorba de mine. Credeam că eu pot să-mi împart altfel timpul, bineînțeles că aveam și argumentațiile mele, cum că dacă pun timpul meu la dispoziția altora, vede Dumnezeu, da, a văzut Dumnezeu, și știind că n-am să mă potolesc, mi-a trimis un diagnostic care m-a ținut în pat și care mi-a dat un timp în care să îmi dau seama că dacă vreau să fiu învingător, nu trebuie să mă întreb de ce, ci trebuie să fac ascultare. Știți ce înseamnă a face ascultare? Nu înseamnă a face lucrurile comode. Înseamnă a face lucrurile incomode, dar înseamnă în primul rând depărtarea de cârtire. Asta înseamnă ascultare. Pentru că eu am văzut foarte mulți copii, așa zis ascultători, care după ce primeau câte o comandă, începeau să bolborosească și erau supărați 2 zile jumate. Nu asta e ascultarea. Ascultarea este atunci când primești ceea ce ți s-a spus că trebuie să faci și să faci împăcat cu tine, nu de suprafață. Vreau să vă puneți numai pentru câteva secunde în locul meu, care urma să aniversez aici în fața dumneavoastră 22 de ani de preoție. Și chiar în acea duminică, pentru că, culmea, după 22 de ani, ziua respectivă a căzut o duminică. A fost prima duminică în viața mea când n-am avut voie să slujesc, dar nu din pricini canonice, ci din pricini medicale. Și atunci mi-am dat seama că Dumnezeu ține
Să-mi aduc aminte tot restul vieții mele cum s-a întâmplat când eu am împlinit 22 de ani de preoție. Am făcut preoția pentru mine însumi și pentru familie, în sensul că nu am mai fost lăsat de capul meu, Dumnezeu a vrut cu mine și mi-a arătat că dacă vreau să fiu un învingător, trebuie să nu cârtesc și să fac tot ceea ce îi învăț pe alții să facă. Și mi-am propus să învăț această lecție, dar în același timp să o și predau de acum în cunoștință de cauză. Am avut chiar și astăzi câteva persoane pe care probabil că le-am întristat prin faptul că nu am putut să mai vin așa de dimineață, cum nu o să mai fac de acum înainte. Și am văzut pe chipul unora o înțelegere deosebită care m-a mobilizat foarte tare. Mi-a justificat grija ca de acum înainte să-mi păstrez modul meu actual, nu cel trecut, de duhovnicie. Pe fața altora însă am citit așa un soi de rută, cărora acum pe calea aceasta le transmit un singur mesaj. Sunt de cursă lungă. Și dacă au răbdare cu mine, are Dumnezeu grijă să ne și întâlnim. Dar ce înseamnă a avea răbdare? Se spune că doi oameni nu se pot întâlni niciodată din două pricini. Ori unul dintre ei este nepunctual, ori celălalt nu știe să aștepte. Nu știu în ce parte mă aflu eu sau celălalt, dar cu siguranță că trebuie îndeplinite ambele condiții. Dar să revenim totuși în templul în care astăzi Sfinții Părinți ne cheamă. Și anume Mântuitorul a intrat în zi de sabat în templu și s-a apropiat de el o femeie gârbovă de 18 ani, pe care el a vindecat-o cu cuvântul. I-a spus: femeie, dezlegată ești de toate neputințele tale. Și văzând mai mari templului că minunea era vizibilă, adică femeia deja pleca singură spre casă, au spus: 6 zile sunt în care puteți să vă vindecați. A șaptea este zi de odihnă. Și atunci Mântuitorul le spune lor, dar le spune și nouă în același timp: fățarnicilor, dacă în zi de sabat vă duceți și dezlegați asinul și boul vostru și îl adăpați, oare nu se cuvenea ca această fiică a lui Avraam, legată de Satana de 18 ani, să fie și ea dezlegată? Și atunci au rămas fără replică saducheii, fariseii, învățătorii de lege, arhiereii, dar trebuie să învățăm noi din nereplica lor, și anume, această logică noastră, care de foarte multe ori nu dă cu logica lui Dumnezeu, este logica binelui, urechile mari. Această logică a binelui ne face mai mult rău decât ne poate face orice alt fel de logică. Puteți să-mi spuneți mie că un părinte care își chinuie copilul cu tot felul de meditații îi vrea răul? Un părinte care își chinuie copilul cu treziri de dimineață și dus la școală, întors și dus la vioară, apoi la pian, apoi la not, la dansuri și la alt... Îmi spuneți mie că acel copil nu vrea binele acel părinte nu vrea binele copilului? Nici de cum. Îi vrea super binele copilului. Copilul lui să fie cel mai bun. Îl meditează din clasa 4-a la 5 discipline din 4. Pe românește bagă în el matematică să-l întreacă pe Einstein. Și vrei să spuneți că nu este ceva bun? Da. Singurul lucru care nu e bun aici este că nu l-a întrebat pe copil niciodată și pentru asta puteți să aveți dialoguri personale cu mine. Am constatat că niciodată nu întreabă un părinte
După ce începe tot felul de meditații cu copilul, să-l întrebe, măi, dar tu ai nevoie de așa ceva? O să zicem, eu am fost nebun și te-am trimis la toți. Uite, a trecut o lună de zile, te văd așa cam cearcă-ne pe la ochi, e ceva neregulă, e prea mult pentru tine? Nu. Las că știu. Hai să vezi că o să fii mai bun ca locutare sau ca locutare. Vrei să te întreacă nu știu cine? Ei, copii, aici este problema. Și nu se rămâne la clasa 4-a cu meditații de v-am spus. Nu. No. Când se ajunge la clasa 5-a, 6-a, se activează toți bunicii, toate bunicile, mătușile, mătușicile, dacă sunt pe la țară, cei în cauză activează orașul și începe marele pelerinaj al copilului pe la toate unitățile de sport, de matematică, de cultură, de dansuri și așa mai departe. Iubiți credincioși, nu vreau să vă plictisesc cu acest cuvânt, pentru că și așa am destui dușmani pe această temă, dar să știe acei opozanți ai mei că voi ține cu dinții de acest principiu. Nu faceți rău în numele binelui. Pentru că asta este logica de care v-am spus, că nu merge. Dumnezeu face bine cu noi în numele binelui, dar nu îl face forțat niciodată. Nu știți că românul are o vorbă, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. Ridică mânuța și zice, uite, am să-ți dau ceva, vino încoace. Păi n-am traistă, ce o problemă, mai așteptăm. Nu-ți bag eu în traistă. Dumnezeu dă 2 talanți, 1 talent sau 5 talanți, dar nu obligă la lucrare pe nimeni. Numai la sfârșit vine să vadă ce am făcut noi cu talanții respectivi. De ce să nu învățăm și noi să ne comportăm cu copiii noștri cum se comportă Dumnezeu cu noi? Pentru că noi credem că logica binelui trebuie neapărat să iasă în față. Nu? Nu. Logica binelui este o logică de suprafață. De altminteri, nu pe copilul nostru vrem noi să-l scoatem primii, ci pe copilul din noi care n-am ajuns să fim primii. Dar dacă știm să ne asumăm poziția pe care o avem, cu siguranță că și copilul nostru va fi un copil fericit. Care e diferența între un copil fericit și un copil nefericit? Un copil fericit, din punctul de vedere al părintelui, este un copil care își vede de treabă, care învață, are 10 peste tot, bine, până la clasa 4-a, FB-uri peste tot, care se duce la meditații, la not, la una, la alta, dar din punctul de vedere al unui copil, copilul fericit este copilul care din când în când mai este și întrebat de părinți dacă îi place ceva sau dacă a venit vremea să renunți la ceva sau la altceva. Acela este din punctul de vedere al unui copil fericirea. Și atunci noi nu cumva ne apropiem iar de templul din Ierusalim de astăzi și nu suntem și noi ca fariseii care spuneau este sabat, nu se cade să fie vindecat în zi de sabat. Adică, să vă traduc ca să mă înțelegeți, este copil, nu se cade să aibă 6 la matematică. Pentru că alu Popeasca are 8 și alu Georgeasca are 9. Să nu spună mie că n-a putut să facă subiectele dacă ele le-au făcut. Nu se reduce totul la matematică. Să mă ierte cei care predau matematică, pentru că am văzut aici câteva chipuri, dar mi-au dat în cap că nu se supără. Nu vă iau pâinea de la gură, Doamne ferește, să nu credeți că rămâneți acum fără copii la meditație. Nu, este și necesar. Eu am spus decât în partea cealaltă, unde se face abuz, unde se face exces. Așa cum eu însumi am făcut un exces de nu am respectat orele de somn și până acum am ajuns să învăț că nu e bine. Deși intenția mea a fost foarte bună, uitați că n-a fost bine executată. Intenția bună de cele mai multe ori ne poate face rău, pentru că Dumnezeu are o altă logică. Și revenind la începutul cuvântării mele, atunci
când un om se îmbolnăvește, să-și aducă aminte de circuitul acesta de care v-am spus. Gazela mănâncă iarbă și lupul mănâncă gazela. De aceea trebuie să urmărim că în viață sunt niște circuite mari în care suntem și noi prinși. Sunt niște vârtejuri mari pe care, dacă nu suntem atenți, putem să le accesăm și noi. Hai să fac și eu încă un etaj la casă, că o să vină copiii. Nu o să vină niciun copil să stea cu tine. Și așa l-ai pricopsit cu tot felul de presiuni și de planuri, că atunci când venea pe acasă odată la nu știu cât, mâine ce faci? Când pleci, vezi dacă ai cu tare, dacă copii. Trebuie să înțelegem că expresia tipic și la inimă nimic ne paște pe fiecare dintre noi. Să nu credem că dacă oferim celorlalți tot confortul, am făcut totul. Nu, n-am făcut nimic. Mai rău, am făcut rău. Pentru că nu am lăsat copilul sau vecinul sau pe altcineva să aleagă. Pentru că lucrurile sunt foarte relative. Uitați-vă în jur. Cineva care are o anumită atitudine, de exemplu, îi place gospodăria. Dacă l-am ține în bibliotecă, s-ar ofili. Și eu, să știți că am colegi care deja sunt la a cincea, la a șasea ctitorie. Bravo lor! Mă înclin! Eu nu sunt așa. Eu, acum, tot așa cu modestă bucurie, vă spun că mă bucur atunci când construiesc din suflete un lăcaș Domnului. Când zidurile sunt neîncăpătoare de oameni care vor să învețe cum se simte. Nu să repar un gard sau să zugrăvesc ceva. Pentru așa ceva există oameni cărora le place să facă așa ceva. Și e foarte bine. M-am bucurat de Dumnezeu să-L odihnească Părintele Stelică de la Ursiceni, pe care îl cunoașteți, colegul meu, când întotdeauna mă duceam în biserica făcută de el și cu multă strădanie și multe eforturi, și el se bucura la rândul lui că am posibilitatea să adun lumea, să le spun câte ceva, să le transmit câte ceva, și l-a spus, cred că după ce o să termin și cu pictura, mă apuc de altă biserică. Nu era o nebunie, pentru mine ar fi fost o nebunie să mă apuc de așa ceva, că nu pot să fac la randamentul cu care făcea el. Dar fiecare om trebuie să facă exact cum spune astăzi Mântuitorul. Nu se cădea oare să fie dezlegată și fiica aceasta a lui Avraam? Așa este cu fiecare dintre noi. Mergând spre casă, să vedem în copiii noștri pe femeia gârbovită. Adică vom vedea, dacă deschidem ceilalți ochi, vom vedea în copiii noștri niște bătrânogi îmbătrâniți de noi și de sarcinile pe care le punem în cap, foarte bune de altminteri, și atunci să ne punem următorul gând. Nu se cade ca acest copil al meu să fie dezlegat de toată tinicheaua pe care eu i-am legat-o până acum de coadă. Ce vreau? Să mă felicite lumea prin el? Nu. Trebuie să fie un om liber lângă mine, și atunci vom spune, nu se cădea oare ca și acest copil al meu să fie dezlegat? Atât vă rog să mulțumim lui Dumnezeu pentru gândurile de astăzi, și dacă vom fi în stare să trecem mai departe, ajungem unde trebuie. Copilul din noi este cel despre care v-am vorbit toată predica aceasta. Să ne ajute Dumnezeu să înțelegem mai mult decât v-am spus eu. Doamne ajută!